A fost zi mare astăzi la Iași. Mii de oameni au fost așteptați la privechi și urmează să vină și la mormântare. Printre aceștia se numără și liderii mai multor clanuri interlope din România. Direct alături de noi, într-o transmisiune specială, direct de la fața locului, Aurina Petre. Aurina? Sunt momente dureroase în familia cordunenilor. Iată 3 zile și 3 nopți de priveghi la căpătâiul lui Costel Corduneanu. Familia a închiriat un domeniu întreg pentru aceste zile. Aici, chiar în mijlocul unui cort cu o capacitate foarte mare de 800 de locuri, a fost pus un catafalc cu sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Costel Corduneanu. Totul este amenajat foarte frumos, numai cu flori albe. Au venit sute de persoane până în acest moment și au adus coroane, flori și lumânări pentru Costel Corduneanu. Și aici, la căpătuiul lui, desigur, se află familia, soția, copiii, de asemenea și frații săi, dar și mama lui Costel Corduneanu. Acesta provine dintr-o familie numeroasă cu 11 frați. Aici, lângă un tablou imens, familia i-a adus și medaliile pe care acesta le-a obținut de-a lungul vieții prin participările sale la competiții. Știm că a obținut mai multe titluri la competițiile internaționale la care a participat și, de asemenea, are și 2 participări la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice. Tot aici, în această sală, s-au pus 2 ecrane imense pe care rulează fotografii, imagini cu Costel Corduneanu de-a lungul vieții sale, cu prieteni, aspecte din competițiile sportive la care a participat. De asemenea, permanent în acest cort se află prietenii și apropiații lui Costel Corduneanu veniți din toată țara. Familia ne-a spus că vor veni prieteni și din străinătate. Mii de persoane sunt așteptate să ajungă aici la Iași, vineri, atunci când va fi înmormântarea. Frații lui Costel Corduneanu nu s-au uitat la bani când a fost vorba despre înmormântare. Ne-au spus că tot ce s-a pregătit pentru el depășește suma de 100.000 de euro. De asemenea, au pregătit un loc în cimitirul Eternitatea, foarte aproape de biserică. Așadar, toate eforturile s-au făcut pentru a avea parte de o înmormântare somptuoasă, să spunem așa. Și poliția este în alertă și asta pentru că la înmormântare sunt așteptate mii de persoane, cortegiul trebuie să traverseze tot Iașul și atunci se vor lua măsuri astfel încât totul să decurgă foarte bine și să nu fie absolut nicio problemă. La nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, adaptăm dispozitivele în funcție de nevoie, în funcție de situația operativă. Și la Iași vom adapta aceste dispozitive pentru a asigura un nivel de siguranță corespunzător. Așadar, în funcție de datele care vor fi analizate, vor fi rezultate din toate sursele de informare de către colegii mei, se va acționa cu un dispozitiv de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cam ce forțe aveți alocate acolo, dat fiind faptul că manifestarea care se desfășoară atât zi cât și noapte, pe mai multe zile, cu invitați, ca să zic? N-aș vrea să intru în detaliu cu privire la numărul de efective. Repet, este o activitate cu care noi ne-am mai confruntat. Sunt activități curente de acest fel, că vorbim de Iași, că vorbim de alte asemenea situații în alte localități. Nu e o chestiune care să ne ridice probleme din această perspectivă. Ați primit informații conform cărora ar putea exista ceva altercații sau ceva răzbunări din partea altor clanuri în acea zonă? Sau incidente pe fondul consumului de alcool? Se mai întâmplă? Cu siguranță avem în vedere toate aceste aspecte și, repet, dispozitivele vor fi suficiente pentru a asigura un nivel corespunzător de siguranță. Până vineri sunt așteptate sute de persoane să aducă flori în memoria lui Costel Corduneanu, iar la mormântare ar putea participa mii de persoane. Familia a anunțat
că vor avea loc și onoruri militare la mormântarea de vineri, dar autoritățile au dezmințit și au transmis cu totul altceva. Despre toată această controversă ne vorbește colega mea Marilena Nedelcu. Mari? Bună seara, bun găsit. Este o controversă. În primul rând o să dau informațiile oficiale. Familia nu a făcut o cerere în acest sens. Nu a cerut nici MAI, nici MAPN. Oricum, dacă va face această solicitare în scris, ca să fie înregistrată, se va întruni o comisie cu reprezentanți din toate aceste structuri care va da un răspuns. Asta este informația oficială, că încă nu a făcut această solicitare familia în scris către Ministerul de Interne sau MAPN, și informația neoficială este că și dacă o face, nu o să îi se aprobe. Pentru că legea este, știți cum e, la articolul nu știu care mai există după litera A și litera B, C sau D, sau n-ai dosar cu șină, sau o să găsească motive în așa fel încât nu vor aproba această cerere a familiei. Și vreau să-i completez pe colegii mei de mai devreme, pe Aurina și pe Antonia, care l-a întrebat pe domnul secretar de stat Despescu despre dispozitivele acelea de siguranță. Nu doar pentru liniștea și ordinea publică, astea sunt prioritare pentru această mormântare, dar vă spun că băieții de la Filaj sunt cu ochii pe toți cei care vor participa la mormântare și cu siguranță că își vor îmbunătăți și ei agenda foto și video cu toți noi interlopi care vor veni. Mulțumesc mult, Marilena. Vin la tine, domnul Jirea, nu atât în calitate de istoric, cât în cea de trăitor mulți ani de zile în sectorul 5 al Capitalei, unde, să spunem, e sădită o sămânță intelectuală înaltă corespunzătoare funestului. Suntem totuși absolut rezultatele, fie și parțial, ale comunităților absolut de acolo. Deci, eu nu mă dezic. Nu am întrebare, că știi și tu pe mulți dintre ei, știu și eu pe unii dintre ei de asemenea. Noi, de ce atâta agitație și atâta spaimă băgată în populație cu ideea că o să se ducă interlopii și să se taie între ei la mormântare? Tu, în istoria ta pe acest pământ, ai auzit de vreo mormântare? Că e de clan interlop, că e de orice tip de în care să se ducă lumea să se taie. Nu doar că n-am auzit, dar avem exemplu cel mai recent de acum un an de zile cu Emi Pian, Dumnezeu să-l ierte, unde într-adevăr erau doi ani sau trei ani de zile, unde într-adevăr erau necazuri. Emi Pian a căzut de sabie. Adică unde chiar puteam să bănuim că e vorba de, Doamne ferește, răzbunări, niște conflicte sângeroase și unde nu s-a întâmplat nimic. E adevărat că și șeful Poliției Capitalei s-a implicat cu multă înțelepciune. Nu, și șeful Poliției Române. De Române, mă scuzați, a și pierdut scaunul din această cauză. Eu aș face o completare dincolo, sigur. În primul și în primul rând, Dumnezeu să-l ierte. Aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, e și un eșec al statului român. Discutam asta și la pauză. Sigur că nimeni nu te obligă să faci nici rele, nici belele, nici alte tipuri de fapte. Însă, faptul că niște oameni cu niște succese incontestabile în sport au ajuns să o ia pe niște căi, poate mai puțin oneste, e și un eșec al responsabilității pe care statul ar trebui să o aibă cu privire la niște oameni cu performanță verificată și validă. Și nu e vorba doar de luptători. Luptători, boxieri... Da, dar aici o să-mi permis să te contrazic. Și eu te contrazic. Spre exemplu, statul român, și în cazul lui Costel Corduneanu, ca și în cazul multor foști fotbaliști sau boxeri, exact cum spui tu, s-a ocupat ca la vârsta la care s-a retras din sport să nu se ducă acasă, să se apuce de rele, ci să fie integrat într-o structură a lui, în cazul de fața lui Costel Corduneanu, chiar în Poliția Română. Asta nu era o manieră de la jos, de acord. Poliția Română, da. Și a fost și cu prima faptă, dacă nu greșesc. Prima faptă pe care a căzut a fost o tâlhărie în timp ce el era sub ofițer al Poliției Române. Adică în uniformă, cum s-ar spune. Da. Întrebarea mea este, niște oameni care fac sport de performanță, de mare performanță, absolut, să participe la Olimpiadă și cu niște rezultate, nu-i de acolo. A fost vicecampion european de senior. Așa? Omul a fost un performer. Întrebarea este, cam ce nivel de educație și de cultură, nu de acasă și din familie, pentru că, din păcate, de multe ori oamenii care merg spre astfel de sporturi, și cunoaștem amândoi o mulțime, nu provin din niște familii de, nici de medici, nici de filologi. Ori, cam ce șanse au ei... Ce putea să facă mai mult decât să-l angajeze după ce a terminat-o cu sport? Să se asigure că până l-angajează, în afară de sport,
mai face și niște școală, și niște carte, nu, mai și învață niște lucruri. Asta este o responsabilitate personală. Nu. Să nu mergem. Uite, hai să o luăm altfel. E o părere. Sigur că e o alegere. Eu nu încercam să cauționez. Eu spuneam doar că atunci când ai... Îți dau un exemplu. Despre câți sportivi, și cu asta închei, câți sportivi ați auzit din Germania, din Franța, din America, de unde vreți, care s-au apucat, după ce au fost la Olimpiadă, de tâlhării? Dați-mi un exemplu, apropo de stat. Da, bine, în ce an era? Mulțumesc frumos. Aici ai dreptate. Dar uite, îți dau și un contraexemplu. Dau mai multe contraexemple. În zilele astea, autorul lua poze cu Costel Cordun și filmări cu Costel Cordun când era tânăr și sportiv de performanță, în diverse anturaje sportive de la diverse olimpiade la care a participat două, Atlanta și Barcelona, da? De exemplu, într-una dintre poze era cu, împreună cu Leonard Doroftei și cu Francis Vaștag. Amândoi meci campioni la box, campioni mondiali amândoi, unul dintre ei chiar și la profesioniști, și mă refer la Doroftei. Nici Doroftei, nici Vaștag, care după ce s-au lăsat de sport, de asemenea au fost... Corect. Mă rog, Doroftei s-a apucat de profesionism. Vaștag a fost și el angajat în structurile statului. Da, și a fost și șef la lot. Niciunul dintre ei nu s-a apucat de rele. Sau de taxe de protecție. Da? Absolut. Deci există și exemplele inverse. Dar uite, apropo că e controversa asta. Vă rog eu frumos, dați-mi și mie cartonul ăla din legislația în vigoare. Eu nu sunt un fan și nu știu dacă neapărat Costel Cordunan nu trebuie mormântat cu onorul militar pentru performanțele pe care l-a făcut. Dar eu vă citesc absolut neutru condițiile din legislație, apropo de întrunirea comisiei și de găsit, dacă vreți, pe tensoare. Ce așa, legea stabilește că funeraliile cu onorul militar se organizează și se desfășoară pentru următoarele categorii de personal al Ministerului de Afacerilor Interne, dar e valabil și pentru apărare, de asta l-am un document al Ministerului Interne, care la data decesului au avut calitatea de demnitar sau un alt funcționar public, hardware-ul n-a ajuns, veteran de război, nici asta, militar în activitate, în rezervă și în retragere, rămâne de văzut cum a plecat în poliție Cordunanu. Nu știu dacă a fost... Oricum, acum e civilă, poliția, deci nu era cazul să fie militar. Păi da, dar pe vremea când era el, poliția era ușor militară, țin să te anunț. Dar nu știu dacă era să mai aplică acum, ca să fim tot obiectiv. Deci, era așa. Funcționar public cu statut special, liniuță polițist. Păi, dar nu mai era polițist, nu? Prietene, a fost în rezervă sau în retragere? Că nu, nici în rezervă, el a fost. Polițiștii în retragere. De unde știți? Păi dacă a fost dat afară... Nu știu dacă a fost dat afară sau nu. Sau a cerut el trecerea în rezervă. N-am un document prin care Cordunan nu a plecat în poliție. Automat că l-au dat afară. Asta e o deducție. Sau student sau elev al instituțiilor de învățământ ale Ministerului, ceea ce nu e cazul. Da, legea oferă posibilitatea, nu e obligație. Adică tu dacă te încadrezi acolo, există această facilitate. E ca la pușcăriaș, poți să ceri și decide onorata comisie dacă îți aprobă, nu, domnul? Da. Dumneavoastră ați făcut liceu militar, nu? Da. Deci dacă, Doamne ferește, vă încadrați la una dintre categoriile astea? Am fost și ofițer, dar... Ați fost și ofițer, da? Dar am plecat prin demisie, deci nu mai pot beneficia. Deci nu puteți... Stați un pic, dacă ați fost ofițer al statului român... Și n-ați așteptat trecerea în rezervă și ați trecut cumva benevol în rezervă? Da, dacă eram dat afară. Și dacă dumneavoastră ați avut niște merite deosebite, habar n-am, nu știu ce, ați ofițerii dumneavoastră, poate ați apărat țara, n-aveți dreptul la onoruri militare? Nu. Eu cred că numai domnul Turcescu are între noi fie vorba. Ce mă, vreți să mă vedeți și mort acum? Păi, stai, nu s-a întâmplat deja, cum vrem noi? Ai intrat mort la mine în emisiune, în direct de pe Facebook ai intrat. Ziceți-o, ca să știu de ce mai stăm. Așa. Cu Nicolae Manolescu n-ați făcut o dezbatere de genul ăsta, Dumnezeu să-l odinească. Atât am putut și noi, ne-am oprit la tine. Fiecare cu morțile, ca să zic. Mai beneficiază de onorul și cei care sunt decorați. Nu o să rezolvăm niciodată. Da, și cei decorați. Poate l-au avansat în gara de cavaler, că nu poți să... Sau poate o fi fost decorat pentru vreo performanță sportivă. Și cei care sunt decorați. Da, și întrebarea, dacă a fost decorat când a ieșit vicecampion european la seniori. Asta spun, păi dacă a avut de atunci de la președinție la un moment dat, da. Păi da, la un 1 decembrie, când a băgat 5.000 de oameni pe lista de poate decorații... Poate era cetățean de onoare, declară, n-ai de unde să știi. Corect, dacă e cetățean de onoare... Dar în toate cazurile, ce să facă cineva din familie, o solicitare. Lipsește acea solicitare. Păi nu, lipsește momentan, stai un pic, că mormântarea ca și candidatul. Amândoi are coaliția candidat la primăria capitalei și tu te iei că n-au ăștia o cerere la primărie. Cu dacă te gândești că lipsesc la mormântare niște... împușcături în sus, așa trase în sus, așa mai departe, cred că se poate rezolva și altfel. Nu cred că lipsesc, Doamne ferește. Păi nu, dar auzi, dacă e cu împușcăturile trase în sus, mie să nu se predea aia care să duc la mormântare. Da, apropo de asta, uite, și asta ar mai fi o completare.
mă uitam așa, tot așa, în diverse emisiuni cu hărți, cu tot felul de infracțiuni și de clanuri și de... Oare nu era bine ca miliția, cu securitatea și cu toate forțele oamenilor legii, cu sau fără ghilimele, să nu se mai ocupe de adversarii politici, al lui domnul Băsescu, al altor domni și doamne, și să se ocupe de oamenii ăștia care, într-adevăr, duc, fac și trafic de persoane, trafic de carne vie, trafic de minori, de lucruri pentru care avem o problemă și cu Schengen, am avut o problemă și cu vizele pentru Statele Unite, adică niște lucruri care cu adevărat țin de siguranța publică, pentru că eu mă îndoiesc că poți să-ți faci un clan, și dacă noi ne apucăm, eu cu dumneavoastră ne apucăm de mâine, vreți să ne facem un clan, nu credeți că ne ia miliția în câteva zile, o săptămână, două, că ajungem să proliferăm, să prosperăm? Și după aia informații pe surse despre activitățile diversioniste ale clanului ochelariștilor. Corect. Și mai e încă ceva. Oare de câte ori ați văzut, că am văzut la noastră în emisiune, de câte ori ați văzut oameni cu tâlhării, cu proxenetism, cu nenorociri mari, cu probleme mari de tot, care se judecă în libertate, cel mult cu un control judiciar? Dacă ai făcut, domnule ferește, un abuz în serviciu, la pușcărie, 6 luni... Trebuie să cer breaking news și o să o fac imediat, doamnelor și domnilor, pentru că vin peste noi informațiile, vă informez de atâta. Marele interlop Costel Corduneanu, stăpânul Moldovei, Ștefan cel Mare al Moldovei, spuneți-i dumneavoastră cum vreți, are o singură condamnare, țineți-vă bine, 3 ani cu executare pentru că a tocmit un hacker să-i spargă mail-ul lui nevasta sa pe care o bănuia că face video chat. A făcut un an și ceva și a ieșit.